ceata lui Pițigoi, dai într-unul țipă doi. N-am dat noi niciunul, s-a lovit Melisa la urechiușă. S-a plecat, cine a fost atentă și a dat cu urechiușa de acolo, de frigider. Nu de frigider, de congelator. De congelator, ai dreptate, de congelator. De congelator. Și bineînțeles că îi trebuie și lui Daniel tratament rece. Ce? Ce înseamnă tratament? Tratament rece înseamnă când te tratezi ca să te vindeci, când faci ceva ca să-ți treacă buba. Dar și asta e tratament rece, poți să te tratezi cu plasture, cu medicamente. Dar cu medicament ai de când avem febră. Atunci luăm siropel când avem febră, nu? Da. Așa este. Dar cățelul nostru unde e? Cățelul nostru? Aici. Aici, e cu minte. Unde e cățelul nostru? Aici, de parte. Cucuc. E cu minte, când fac copii gălăgie pe aici, se pitește ca să nu o necăjească. Unde pui acum asta? Da, și puturoșii ăștia sunt în pijamale. Ia zi. Când am făcut eu gălăgie cu fluietul, când a fost pentru mine de Alănescu, mami l-a spus atunci nu l-a găsit. În traducere, când a fost ziua ei, când am plinit 3 ani la grupa mică, a primit cadou un fluier și a fluierat mult acasă și mami l-a ascuns. Așa-i? Și noi ne-am uitat în aia verde. Noi ne-am uitat într-o cutie verde de sus și nu era. Dar a fost o bagă din pupușă unde sunt ciucări numai în cap mie. Și acolo a fost și fluierul. Da, și de fapt fluierul era într-o cutie în care erau șuă care nu mai îmi vin mie, adică papuci care nu-i mai vin ei. Era și fluierul în traducere, adică eu înțeleg tot ce zice. Și a fost și o Barbie. Și era și o Barbie? De la cine vei tu Barbie aia? Nu mai știi, nu? Nu, a avut o mână imediat ruptă. A avut o mână ruptă? Imediat. Imediat, nu era de tot, nu? Nu. Și Daniel cu bibilușul? Și să revenim la cățel. Când apar copii, dispare cățelul. Da. Mami, Daniel m-a luat aia. Ți-a luat aia? Da, bine, hai să mergem să ne pregătim, că avem treabă. Păi, da. Ei, da. Da. Mergem la plimbare. Dar asta nu e treabă. Asta e treabă faină. Ui, de unde știi? Unde pui cutia asta mică de bonibon? Cutia asta mică de bonibon nu ascundem înapoi în cămară. Dar dacă nu o să găsești ca fluierul meu? Ia uitați-o și pe domnul Gheorghe. Să te vinte așa cu martor, cu toate aia. Din cutiuța de la dulciuri, cu dulciurile copiilor. Păi te-am văzut că ai mâncat un biscuit de ăsta și am luat și eu un desert după masă. M-ai prins, m-ai repede prins. Repede mă vezi pe mine. Păi normal că pe tine te văd primul. Voi nu primiți niciodată cadou, așa-i? Dar știți că pentru cadouri trebuie să fiți cuminți? Păi uite, dacă faci așa, clar nu meriți cadou, meriți bulină roșie. Că ai fața ca pe bulină roșie, așa morocănoasă. Vezi? Ia. Și tu la fel, și tu trebuie să fii cu minte. Până acum Felix e cel mai cu minte în mașină. Și tati. Și tati este cu minte, da, tati conduce frumos. Și mami e cu minte. Înseamnă că voi primi cadou. Păi așa ar trebui. Da. Da? Tati ce cadou am ei, că sunt tare cu minte în mașină. Un puzzle. Un puzzle, mi-ești un puzzle? Dar un puzzle așa de vreo... Chiar n-am mai făcut de mult un puzzle. Ar trebui să facem un puzzle așa de vreo 1000 de piese. Să vedem dacă găsim un puzzle. Dacă aveți idei de puzzle așa sau dacă vă place să faceți puzzle-uri și ați făcut un puzzle frumos. Dar nu știu cum să faceți așa să... Nu știu, eventual să ne trimiteți poze pe Instagram. Chiar sunt în căutarea unui puzzle fain pentru noi doi. Găsisem ceva așa, dar niciunul nu mi-a plăcut foarte tare. Wow, ce aș vrea să fac un puzzle așa. Nu știu, mi-ar plăcea un peisaj frumos de iarnă poate sau
habar n-am. Surprindeți-ne dacă vă place să faceți puzzle-uri. Da, așa mari, de la 500 de piese în sus. Pa! Baie, nu mai striga. Tata. Tati e la baie. Nu. No. E la baie, da, unde e tati? Hai să spun tati. Tati e la baie, nu mai plânge. Nu cu la mă. Cine băiețelul meu cu minte aici? Cel mă cu minte, băiețele, ești tu? De ce mă cu minte? Măi, câte mă... Optim. Uf. Cine? Nu, încă, dar poate mai mănânc ceva. La noi e una caldă, una rece. Noaptea trecută a fost prima noapte în care Felix a dormit bine. Dar astăzi a început să facă febră. Da, iubirea mea. El care, în general, e un bebeluș foarte vesel și foarte așa, acum e nemulțumit, da. E de la febră. Să vedem acum care o fi cauza. Hăbala, că așa alte simptome nu prea. Nu prea are alte simptome, da. E nemulțumit. Bravo, a râgâit acum. Iubirea mea. O să-i dea mami ceva de febră. Bau. Daniel, cine te-a îmbrăcat în pijamale? Tata. Tata? Da. Oh. A primit o mașinuță roz de la este. Ai primit o mașinuță roz? Și cum de-ai primit o mașinuță roz? Așa s-a gândit Elisei să ți-o dea? Nu, ai zis. Ai cerut-o mai mult, nu ai primit-o. Da, pa, pa! Ai și tu acolo o grămadă de mașinuțe? Da. Îți plac așa de mult mașinuțele astea mici? I-am dat un supozitor lui Felix și tot îl ține așa în brațe și aștept să-și facă efect. Așa mi-a plăcut el. Că știu că nu se simte bine, iubirea mea. Dar el e bărbat și nu plânge, numai așa mai... Da. Uf, uf, uf. Ubilea mea, ubilea mea. Ubilea mea. Tata. E telefonul lui tati? Da. Ubilea mea, bolnăvioale, dar ce s-a întâmplat? Ești din Suciuare. Că imediat o să te simți mai bine, puiule, imediat o să te simți mai bine. Dragostea mea, dragoste, dragoste. Ce-ai pățit, te-ai lovit? Ai călcat pe jucăria aia? Da. Păi dacă o ridicai de pe jos, nu mai călcai pe ea. Ia-o și pune-o la loc, te rog. Așa, bravo. Băiețelul meu mare, băiețelul meu mare. Copiii dorm, dar niciunul nu se simte prea bine. De asta abia acum este 11 și jumătate și abia acum am editat vlogul de ieri. Felix a avut febră, i-a trecut febra și a dormit, dar tot așa mărăit a fost. Să vedem cât o să doarmă, cum o să trebuiască să-l verific toată noaptea, să fiu sigură că nu-mi face iar febră sau în caz că face să-i mai dau un antitermic. I-am dat la 8. Daniel a fost mărăit.
Daniel a fost mărăit iar. Nu știu ce, nu i-a convenit la mine și vrea să doarmă cu Florin. Dar la noapte, dacă se trezește, parcă văd că tot pe mine mă caute și tot la mine vine. Așa, Melissa tușește și ea și nu se simte prea bine. E sezonul ăsta de răceli. Cum să spun, e ba un pic cald, ba un pic frig, dar problema e că și bate vântul când e rece, bate joc toată cât un vânt și cred că de la asta plăcesc așa copii, adică ei o genează după aia în gât. Și nu știu cum să facem cu Daniel, că stă eu acasă, merge la grădiniță și așa cred că o să dureze foarte mult acum. Dar acum Melissa n-am avut probleme în primul an de grădiniță. Că e normal ca prima an de colectivitate să fie așa mai curățel, cu stat acasă și așa. Dar cu Melissa chiar n-am avut treabă. Primul an, nu știu dacă a lipsit 5 zile tot anul. Deci nu răcea, nu se îmbolnăvea. Alți copii erau tot răciți, tot cu muci la nas. Și îi duceau părinții la grădiniță, dacă trebuie să lucreze, nu poate să rămână acasă pentru orice tusă. Aici, în general, dacă au febră, atunci trebuie să ținuți copiii acasă. În ziua în care au febră și după ce, și două zile în care nu au febră, tot trebuie să rămână acasă. Adică dacă au făcut miercuri febră, trebuie să stea acasă și joi și vineri, chiar dacă n-au mai făcut febră în timpul ăsta. Na, în fine, deci la febră stau copiii acasă, în general sunt duși, chiar dacă tușesc, chiar dacă au muci, chiar dacă... Na. Eu, sincer, nu prea vreau să-i duc așa când sunt răciți, dar nu că... Adică dacă nu se simt bine sau așa, nu cred că nici chef să meargă la grădinița nouă, așa că nu are rost să-i chinui. Și să vedem cum o să facem. Hai da să spun că Melissa nu mi-a răcit în primul an de grădiniță, adică mai mult îmi răcește acum, când e deja al treilea an, decât a răcit în primul an. Daniel... E așa, așa bine, Daniel nu pot să spun că mai e răcit. Mai... Oh, ce mi-e somn. Mai tușește. Cred că mulți ați căscat acum cu mine, nu? Că știu că e cum o lipsitor căscatul. Dacă te uiți la cineva când cască, ține și să caști. Da, în fine. Să vedem cum o să facem. Nici nu știu cum să mai fac să fie bine pentru toată lumea. Dar... Vedem, mai discut cu educatoarele, cu directoarea, să vedem ce idei, ce sfaturi, ce păreri, ce soluții și o să luăm o decizie. Na, în fine, cred că ai și tu un vlog așa, că am fost astăzi plecați de acasă și am stat, am povestit, ne-am rugat și a trecut așa de frumos timpul și a trecut ziua, practic. Și n-am apucat să filmez după aia acasă, iarăși balamuc cu copiii. Dar nu mă mai lungesc, cam atât în acest filmez și eu sunt puțin cam răgușită. Iar ați căscat. Cam atât în acest filmez. Vă mulțumesc tare, tare mult pentru vizionare. Vă pup și să ne vedem sănătoși, sănătoase în filmulețul următor. Pa!